Alexandru Postolache a aflat că școala unde învață Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu se numără printre cei mai mari consumatori de energie electrică din Bârlad. Astfel, în vara anului trecut, Alexandru și trei colegi, sub îndrumarea profesoarei de limbă engleză, au scris proiectul, au adunat oferte de la distribuitorii de panouri solare și au trimis acest proiect investitorilor din Emiratele Arabe Unite. A fost foarte ușor, avem la îndemână internetul, am găsit tot ce a trebuit. A fost mai puțin mai greu să vedem care ar fi cea mai viabilă sursă pentru noi de energie alternativă. Ne-am oprit asupra panourilor solare pentru că în zona, în estul României și mai ales în sudul Moldovei, cantitatea de energie solară este mai mare. O fostă elevă pe nume Corina Dimofte, absolventa liceului nostru, promoția 2006, care în prezent lucrează la o firmă în Marea Britanie, ne-a telefonat și ne-a spus: doamna dirigintă, n-ați vrea să participăm și noi la acest concurs? Bineînțeles că imediat am fost de acord cu sugestia ei și am încurajat elevii să participe. Cei patru elevi au impresionat jurul prin impactul social pe care îl are proiectul lor ecologic. Mihaela Iftemie vrea să studieze medicina și este pasionată de ecologie, chiar dacă aparent între cele două domenii nu există vreo legătură. Noi vrem ca proiectul nostru să fie un model pentru toți elevii din țara asta și poate de peste granițele țării. Dacă acum, da, ne putem permite să nu stingem un bec la ora potrivită, este posibil ca peste câțiva ani să nu mai avem ce bec să stingem, pentru că nu vom mai avea energie. Levi susțin că prin montarea panourilor solare, factura la energie electrică plătită de școală se va micșora cu peste 70%. Lucrările de montare a instalației fotovoltaice vor începe în vară.